Beneficiile vinului roșu asupra sănătății au fost subiectul a numeroase studii care au descoperit că această băutură ne poate prelungi viața, ne protejează împotriva unor forme de cancer, îmbunătățește sănătatea mentală și sistemul circulator. Potrivit Histria.ro, efectele pozitive ale vinului roșu se văd doar atunci când acesta este consumat în cantități moderate. De exemplu, un pahar de vin roșu pe zi scade riscul afecțiunilor cardiace, scade colesterolul și ne ajută inima să funcționeze bine. Mai multe studii ale unor universități din Spania au arătat faptul că vinul roșu ameliorează stările de depresie și anxietate. Cercetătorii au efectuat studiul pe 2683 de bărbați și 2822 de femei cu vârste cuprinse între 55 și 80 de ani pe o perioadă de 7 ani. Cercetarea a descoperit că persoanele care consumau între 2 și 7 pahare de vin pe săptămână aveau un risc scăzut de depresie. Oamenii de știință din Marea Britanie au arătat că resveratrolul, cel mai puternic antioxidant care se regăsește din plin în vinul roșu, poate reduce cu până la 50% incidența cancerului de colon și tumorile la nivelul intestinului. Cercetătorii de la Harvard Medical School sunt primii care au observat efectul anti-îmbătrânire pe care îl are vinul roșu. Resveratrolul, polifenolii și flavonoidele conținute de vinul roșu sunt antioxidanții care ne ajută celulele să se regenereze mult mai rapid, ne mențin oasele sănătoase și ne pot ajuta să ne prelungim viața. Vinul roșu ne protejează inima pentru că are un efect de fluidizare a sângelui, poate reduce tensiunea arterială, împiedică formarea cheagurilor de sânge și reduce nivelul colesterolului rău din organism. Asta înseamnă că presiunea pusă pe mușchiul cardiac este redusă, iar funcția acestuia de a pompa sânge este îmbunătățită, conform Histria.ro.